Puhoaiele din magazine din perioada sărbătorilor ne fac să ghicim și cantitatea de gunoi care este produsă, atunci când omul vrea să aibă masa plină de bunătăți. Așa se face că românul are prostul obicei de a cumpăra mai mult decât consumă. Aproape că e greu de crezut că nivelul de trai nu este cel mai bun dacă judecăm după mâncarea pe care o aruncăm la gunoi. Și la Giurgiu, în luna decembrie, firma de salubritate a ridicat mai mult gunoi decât ar face-o în orice altă perioadă a anului. Și dacă privim la cele aruncate în tomberon, de departe cel mai mult gunoi îl constituie mâncarea. În perioada sărbătorilor de iarnă și în general în luna decembrie, societatea noastră a transportat către groapa de gunoi ecologică o cantitate mai mare cu aproximativ 40% decât cea transportată în luna noiembrie. Putem menționa faptul că din această creștere de deșeuri, cel mai mult este vorba de mâncare aruncată, deșeuri alimentare în special. Nici la capitolul curățenie stradală, giurgiuvenii nu se dezmint. După noaptea de Revelion, petrecăreții au lăsat în urma lor tone de gunoi. Se pare că mulți giurgiuveni au hotărât să-și petreacă sărbătorile în oraș, motiv pentru care au lăsat foarte multe deșeuri în domeniul stradal. Și dacă vine vorba de sortarea deșeurilor atunci când ajung în fața pubelei de gunoi, giurgiuvenii se pare că încă nu au învățat să arunce gunoiul acolo unde trebuie, chiar dacă fiecare tomberon indică precis pentru ce tip de gunoi este destinat. Încercăm să educăm cât mai mult populația, astfel încât în perioada următoare, în următorii ani, să avem un procent mult mai bun pentru reciclabile. Conform statisticilor europene, fiecare român aruncă anual la gunoi câte 100 de kilograme de mâncare.